Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru ce ia să așez așa mai centrat, mai centrat, mai centrat. Pentru ce? Stai să iau și pentru soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, nu mai am cafea, nodul nord în rac, nu mai am cafea, mai care două cafea. Am cărți mici, mici, mici și mai măricele. Extra size și mini, mini size. În timp ce am amestecat cărțile pentru situația generală, a venit asul de cupe, dar după percepții negative, după 5 de monede care în aceste de cărți arată foarte dubios. Un soi de cineva care practică chestiuni nasoale sau are o energie nasoală, probabil un personaj din trecutul vostru cu tendințe posesive extremiste. Dar a venit asul de cupe. Sunt cupe. Este semnul alchimic al apei. Dar puteți să fiți voi. Uite, cu pupilele dilatate de dragoste. Unii dintre voi. Sau, dacă nu fi dragoste, mă, poate începe să vă vindecați de foștii fostele, că tot vine lună plină în Scorpion, eliberare de energiile sexuale nesănătoase. Da, mai ales nesănătoase. La capătul setului de cărți, o energie care necesită echilibru, alb și negru. Ying și Yang. Trebuie să vă centrați. Semnul balanței, pentru că această carte, 2 de spade, în general, sugerează cineva, pe cineva sau o planetă, de obicei Mercur, Marte, în balanță. Cineva care nu știe ce să aleagă. Ba una, ba alta. Ar putea să aleagă alb, ar putea să aleagă negru, dar nu se gândește să se centreze. Doi de spade pentru mine înseamnă și blocaje. Ah, interesant. Puteți să blocați. Stați un pic. În primul și să rămân pe ideea de blocare. Să blocați neîncrederea, decepțiile. E un refuz, e interesant, este un refuz care v-a blocat. Un refuz din partea cuiva, o persoană independentă. Da? Și asta am văzut de 9 de spade și 8 de spade, am mai văzut în timp ce amestecam și acest setuleț miculeț. E un blocaj mental. Băi, dar de ce m-a refuzat? Dar de ce n-a mers? În primul și în primul rând, vindecați-vă și pe urmă veți descoperi cu cât vă fixați în a găsi răspunsul fără să fiți într-o anumită situație, cu atât e mai greu. Am venit cu cărți mici de data asta. Hai să mai trag încă o carte. Nu știu ce m-a apucat la voi. Ia uite și al treilea ochi, tot în formă de inimioară. Yes! Poate un... Uite! Patru de pământ. O relație karmică și o nouă relație ar putea să fie. Pentru mine, patru de pământ este karmic toată ziua, de dimineața până seara. Stați în niște construcții, unii dintre voi, nu neapărat construiți în acestea clădiri. E o construcție financiară. Sunt legături, pentru că e vorba de patru legături de casă, care vă cam țin pe loc. Unii dintre voi poate ați muncit ca să susțineți o casă, să susțineți o relație karmică, să susțineți, eu știu, pe cine. Ați muncit ca albinuțele, că văd albinuțe, unii, da, unii, nu toți. Da? Și ați obosit, ia uitați, să aveți rănă, ați obosit. Asta e, trebuie să vă vindecați, aveți nevoie, dar am mai zis eu. Nu se poate construi nimic fără un pic de apă și cărămida se face cu apă, pământ și apă și foc. Foc e pasiune. 4 este stabilitate, dar fără apă, fără emoții, nu se poate nimic construi. Interesant, am vorbit de vindecare, vindecați-vă, dragii mei. Sau poate vine acest as de cupe, o nouă persoană în viața voastră sau o nouă oportunitate sau ceva nou. Ia să vă dau floricele, mă, ia stați, că am niște lăcrămioare aici de prin curte. Da. Care are această abilitate de a vă... Eu nu toți, din curte, am furat din curtea. Maică mea, ce frumoase sunt. Ia, mai bre. Stai. Floricele pentru voi. Stai, mă, centrează-te. Vreau să se vadă mai frumos. Știți ce frumos miros? Hai, mă. Nu vrea? De ce nu vrea? Centrează-te.
Apropo de centrat, concentrați-vă pe, uite mă, pe floricele, nu vrea. Eu vă sugerez să încercați. Oh, aici sunt clarificatorii. Ia, ce am mai văzut pe aici? Ia, uite, 10, nu, 3 de bâte, o chestiune la distanță. Vreți să faceți o călătorie? Sperați într-o călătorie? Sperați. Speranța ne ajută și vă ajută să vă vindecați și să manifestați o nouă dragoste sau ceva frumos. E frumii, frumii. Hai să vedem în trecut. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul, nod în rac. Pentru cine citesc, veți trăi și veți vedea. Regele de spade. Mie nu-mi place prea mult regele de spade decât atunci când ai nevoie de reparații la mașină sau eu știu ce. Și lumea. O chestiune la distanță. Un capitol încheiat. Regele de spade. Stai, văz și soarele. Trecut. Soarele nu vine să ascende, nodul nord în rac. Trecut, regele de spade. Probabil încercați să fiți rațional, dar hai totuși, vorbim de zodia racului, ar trebui să fie, ia uite. Da, vreți să lăsați în urmă o atitudine rațională, poate că așa ați fost învățați. Să vă gândiți că e opoziția Capricorn. Capricornii pot să fie foarte, foarte raționali și foarte sobri, da? Dar nu vorbesc de Capricorn în sine, că ați avut voi vreo relație musai cu vreun Capricorn. E opoziția Rac-Capricorn. Știu că apar spade, dar spadele sunt atât de materialiste uneori. Și știu de ce zic, din cauza astrologiei vedice care mă inspiră. Lăsați în urmă eventual o atitudine rațională. Și ați lăsat sau v-ați hotărât mai de mult și vreți, vroiați, eu știu, rămâne de văzut probabil că acum se manifestă. Ați vrut de ceva timp să începeți un nou drum, să o luați de la zero. Aveți încredere. Aveți energie că dacă vă zbateți pentru cineva la care țineți foarte mult, regele de cupe, o persoană, cum a zis, vibrantă, pasională, și emoțional, ar putea să meargă lucrurile. Ia să mai vedem. În trecut. Rac! Regele de spade, rac. 4 de monede. Hai să vedem și în prezent. 4 de monede reprezintă, interesant, 4 de monede, 4 de monede, un soi de stabilitate financiară, fizică, prezent, cavalerul de monede, prezent pentru raci. Hai mă, și asul de cupe, în prezent. Oh, așa da, îndrăgostiți și 9 de spade, da, așa. În viitor, 10 de spade, e bine. Descărțulire, de-aia le-am pus mai mici ca să le vedeți. Băi. 10 de spade. În viitor, valetul de monede. În viitor, așa iubi, așa. Spânzuratul și asul de cupe. Așa, da. Trebuie să suferiți mult ca să înțelegeți, de fapt, să aveți o nouă perspectivă despre dragoste. Da. Sunt multe invidii, multe lupte în legătură cu această dragoste, cu această poveste de dragoste, frumii. O să vedem și la clarificări. Sper să nu se schimbe prea mult subiectul. Probabil că în ultima vreme, la un moment dat, în trecut, ați cunoscut unii dintre voi un personaj, nu zic musai semn de aer, dar pentru unii e posibil, un semn de aer care vă asigură o oarecare stabilitate sau v-a asigurat o oarecare stabilitate. Pentru unii, ce ăsta? 9 de spade. Dar vedeți voi,
Nu vreau să dau sfaturi musai, e părerea mea. Părerea mea. Dacă vă fixați doar pe această stabilitate, s-ar putea 9 și 10 la un moment dat, în prezent, în viitor, să vă dați seama că nu e totuși cea mai bună alegere. Important este în viață să alegeți din suflet, să vă ascultați sufletul, da? Da, toată, nu știu câți toți, să zic și eu toți, dar poate nu ar fi toți. Majoritatea oamenilor își doresc stabilitate. 4 de monede. Dar această stabilitate, măi, n-am și un bețișor, măi, n-am, iasă-o cu floricica. Dar această stabilitate, 4 de monede, vine cu prea mult stres. Prea mult stres. Și cu oarecare sacrificii. N-ar fi problema de sacrificii. Dar la un moment dat vă veți da seama că dacă vă legați în această energie, veți simți nevoia de dragoste, veți dori ceva nou, pentru că azi, nimic nu se poate fără dragoste. În prezent aveți acest cavaler de monede. Aveți de ales între o persoană care o să și clarific. Oferă stabilitate, iar oferă stabilitate, dar vine foarte, foarte greu această stabilitate, cavalerul de monede. Aveți de ales, îndrăgostiția asta îmi spune că aveți de ales. Dar nu știu de ce, nu mă încântă acest cavaler de monede. Este flancat sus-jos de spade. Iar de o energie foarte rațională care, chiar dacă dorește construcție, chiar dacă oferă ceva în timp, ajunge la un plus de suferință. Și când veți ajunge acolo 9 și 10, veți spune gata, nu mai vreau dragoste. Îmi zic că mare grijă ce alegeți, dar hai să vedem totuși. Mi-e place că a apărut totuși asul de cupe și e drăguț. Hai să și clarificăm. Clarificăm regele de spade în trecut. Cât e asta? 9 de băte. Au fost niște blocaje. Da, o energie interesantă, roata norocului. Norocul a fost blocat. Energia a fost blocată. Ori printr-o atitudine super rațională a cuiva, ori pur și simplu ați avut de-a face cu, poate cu un doctor, poate cu un avocat, poate cu, sunt mai multe variante, cu cineva care prin felul în care gândește și analizează, hiperanalizează lucrurile, blochează. Blochează manifestările, blochează energia. Și atunci a trebuit să se încheie ceva între voi și acest personaj. Poate e o cunoștință din viața voastră, vedeți cum e. Hai să vedem. Faetonul. Faetonul trecut. De ce mă apuc să citesc și nu... Faetonul? Ar trebui să fiți voi, deși neobligatoriu racii să fie reprezentați de faeton, dar... 3 de spade și 4 de cupe. Da, dezamăgire. Rănile astea despre care am vorbit, dezamăgire. 4 de cupe l-am văzut mai devreme. Ah, ce aici? Union! Ce frumos! Trebuie să vă vindecați, măi! Trebuie să vă vindecați de niște chestii ca să intrați în Uniune. Ia uite și aici e Uniune. Na! În fine, da, frumos. Roata norocului iar.
Ați înțeles că decepțiile și rănii, da, am zis, emoțiile merg mână-mână cu gândurile. Nu puteți să aveți emoții pozitive, aici sunt decepții, sunt depresii, sunt neîncrederi, sunt lacrimi, da? Pentru că mintea e fixată pe dezamăgiri. Poate nu v-ați înțeles în felul în care ați comunicat cu cineva, e o chestiune de comunicare. Dar ce e fain este că, până la urmă, faetonul înțelege ca să schimbe energia, aici este rotiță, acolo sunt rotițe, da? Ca să intre în mișcare, trebuie să lase în urmă aceste lucruri. Drăguț, drăguț, 4 de monede. Uf, ia uite, roata norocului, a treia oară când apare în trecut roata norocului și 2 de spade. Da, iar. Cred că e o alegere de-a voastră. Da. Alegerea voastră. Să schimbați energia, să ieșiți din acele construcții, din acele relații karmice, din munca aia, poate prea multă muncă și prea puțin bani, că totuși e un 4 de monede, nu e un 10 pentru unii dintre voi, sau prea puține satisfacții. Poate ori fi bani, dar sunt prea puține satisfacții. Da, apare și 4 de cupe și 3 de spade în trecut. Iar conștientizați, ați conștientizat că acea relație karmică vă ține pe loc, blochează energia, blochează roata norocului, vă blochează destinul. Hai să vedem, cavalerul de monede în prezent e mai important. Oh, ce frumos, dar a venit un pic pe orizont, un pic. Preîmpărăteasa și împărăteasa, sunteți nebuni? Foarte greu vă mobilizați înspre, doamnelor, înspre energia voastră divină, foarte greu, chiar dacă poate sunteți independente, dar încă n-ați ajuns în stadiul ăla frumos de înflorire a unii, știu. Domnilor, poate că, într-adevăr, vă doriți o doamnă specială, dar în stilul ăsta, cavalerul de monede, lucrurile se dezvoltă foarte greu. Hai să mai vedem să înainte. Da, sunt, ia uite, 5 de spade, sunt invidii. Iar este o distanță între voi, lumea, opa, și diavolul, energie toxică. Nu zi musai semnul Capricornului, săraci, n-au totuși chiar așa toți. Dar e o energie foarte toxică în spate. În spatele vostru. Aici ați ajuns la această înțelepciune, la acest adevăratul de spade, că sunt niște invidii, sunt niște jocuri mentale care încă vă mai influențează ale cuiva, probabil fostă. Dăm și pe îndrăgostiți, te rog frumos, o clarificare. Încerc să fiu mai iute, să nu mănâncesc cu etalările totuși, că aș putea să spun multe, dar hai să vedem ce vine totuși, așa. Oh, ce frumos! O nouă lume, un nou capitol ar fi. Poate termina. Ah, ce frumos! Asul de cupe! Yes, yes, yes! Mă bucur pentru voi. Da, după o situație foarte nedreaptă. Ia uite, regele de spade. Justiția, probabil niște chestii legale. Poate vărsător balanță pentru unii. Poate și gemeni pentru alții. Nu zi musai. Dar apare moartea. Încheiați acele probleme nedrepte, niște situații nedrepte, clar. Poate chiar chestiuni de contracte, oricine poate fi, da? Și vă vindecați în primul rând cu asul de cupe, înseamnă vindecare, înseamnă concentrare pe nevoile voastre sufletești. Din acest motiv, interesant, alegerea este foarte grea. Probabil ați avut de ales. Mai, imediat, mai lăsați-mă să mai văd. 9 de spade. Clarificăm 9 de spade. Mă bucur că a venit asul de cupe, yes! 9 de spade în prezent. 5. Asul de monede! Tuiaș! Super, asul de monede. Da, clar, vreți să începeți ceva nou și vă stresați foarte mult. Un nou proiect, o nouă relație care să vă aducă stabilitate. Pentru că apare aici dorința aceasta de abundență, de stabilitate, lângă un personaj care nu doar că oferă stabilitate, dar oferă și dragoste. Și aici e problemuța.
Mai lăsați-mă să mai văd și restul cărților. Probabil a fost o perioadă de tăcere în viața voastră sau ați trecut printr-o perioadă mai grea, eremitul, care a trebuit să înțelegeți fricile voastre, soare și lună, să înțelegeți energiile masculine și feminine, cum dau bine împreună. Sunt niște lucruri greu de înțeles pentru unii în anumite faze. Dar după această perioadă grea, vreți să manifestați valetul de monede. Trebuie să studiați. Da, să studiați. Cum să ajungeți la această relație? Cum să vorbiți cu cineva? Valetul de monede poate să fie și dorința voastră de a vă întâlni cu cineva și de a manifesta în practic această relație, acest potențial. Împărăteasa reprezintă dragoste, nouă de monede, o persoană independentă care are reușitele sale. E preîmpărăteasă și împărăteasă. Probabil, domnilor, vă gândiți la o doamnă independentă și vă doriți să fie soția voastră posibil, dar lucrurile încă, de-aia au venit pe orizontal, încă. Iar aveți de studiat, aveți de lucrat, da, e și stresul, conștientizați că este ceva de lucru. Dar mai vreau clarificări. 10 de spade în viitor, 10 de spade. Viitor, eu știu, pe termen scurt sau termen lung, 10 de spade. 10 de spade. Ah, moartea. Ah, e drăguț. Iar regele de spade. Un personaj care v-a rănit foarte mult. V-a făcut să suferiți foarte mult. Puneți capăt acestei relații. Poate acest personaj se transformă, rămâne de văzut. Moartea înseamnă și transformare. Dar hai să vedem, valetul de monede apare a doua oară. Am văzut mai devreme aici, acum apare și în viitor. Probabil că dacă în prezent vă stresați un pic mai mult, racii se stresează, știm, în legătură cu acest nou proiect, cu această nouă relație, poate pentru că iubiți pe cineva la distanță, poate pentru că trebuie încheiat un capitol ca să se manifeste unul nou și știți că doar na. Știți ce aveți de făcut. Totuși, în viitor veți manifesta acea întâlnire, valetul de monede. Veți pune în practic. În timp ce vorbesc, apar două suflete perechi, doi de cupe, ce frumoase sunt. Da, în timp ce vorbesc, ia uite. Mai se confirmă că vă veți întâlni cu sufletul vostru pereche. Valetul de monede. În viitor pentru răcușoare și răcușori. Ceambre. Nu știu. V-am pus lumânare cu aromă de cocos. Sper că vă place. 5 de monede. 5 și cu 1, 6. 5 și cu 1, 6. V-a fost dor eventual de cineva. Vreți să oferiți stabilitate. Interesat 5 și cu 1, 6 și apare 6. Vreți să oferiți reciprocitate. Vreți o relație echilibrată. Vreți să aveți pe cineva lângă voi care vă oferă, nu doar voi să oferiți, care se implică, nu doar voi să vă implicați. Vreți și voi. Ce e aici, domnule politic? Asta e chestiunea acolo. Vreți. Și o să fie 5 de monede. Da. Cum vindecați sentimentul de abandon dacă nu implicându-vă? E un picuț mai greu, de-aia apare stresul. Eu nu putea să apară asul de monede de. Adică a apărut, dar totuși. Da? Ei, implicându-vă. Trebuie să studiați un pic. Valetul de monede înseamnă și studiu. Puteți să citiți un pic despre chestia asta, sentimentul ăsta de abandon, 5 de monede, asta înseamnă. Ca să găsiți pe viitor curajul, soluțiile, cum să rezolvați, cum să echilibrați situația. Dacă aveți probleme financiare, se vor rezolva printr-un proiect, asul de monede, valetul de monede, dar trebuie să studiați. Poate chiar pentru o relație pentru unii dintre voi, spânzuratul. Yes, o nouă perspectivă spânzurată. Valetul de cupe, mă, țică. O comunicare emoțională. Înțelegeți că, măi, trebuie să vorbiți din suflet, trebuie să manifestați din suflet. Poate veți comunica două comunicări, da? Nu doar din suflet, dar și practic. Dar e important să fie din suflet, să exprimați emoții. Dacă este natura unor araci, regele de spade, pentru că așa ați fost educați, nu zice nimeni, apare o schimbare de abordare, da?
Dar, ha, ce drăguț. Poate unii dintre voi vreți să oferiți niște scuze sau așteptați niște scuze. Eu zic în general să nu așteptați scuzele, dar dau și mesajul ăsta pentru unii dintre voi. Poate ia cu te judecata, vreți să vă împăcați cu cineva, posibil. Sau poate cineva vrea să se împace cu voi, dar eu cred că mai degrabă, pe lângă împăcare, ar fi transformare, renaștere. Pentru clar, nu mai vreți suferință și e dreptul vostru, al nostru, al tuturor, nu? Pentru că ați experimentat blocajul energetic. Nu. A să vedem asul de cupe pentru răncușoare și răcușor, draga mea, doamna divină, asul de cupe clarificăm. Stai, care? Nu, asta era cavalerul de cupe și apare. Vai, dar ce frumos! Valetul de cupe și îndrăgostiți. Ia uitați aici, da? Și aici era cavalerul. Mă încurc un pic, the sun, pardon, fiul și fica. Da, cavalerul de cupe, vreți să fiți romantici, vreți romantism în viața voastră, aveți nevoie de stabilitate, dar și de romantism, o să vedeți voi că simțiți nevoia de așa ceva. Asul de cupe și îndrăgostiți, vedeți mai cu ochișorii voștri, ce frumos. Frumii, frumii, frumii. Da, și aici este, da, valetul și aici este cavalerul. Cavalerul deja înseamnă acțiune. Și aici este schimbarea, să zic. Dacă până acum ați gândit că trebuie să veniți practic, să studiați problema, da, e bine studiat, de studiat, dar nu chiar trebuie să treceți la fapte. Și cavalerul de monede trece foarte greu la fapte, nu că nu și-ar dori stabilitate, dar e extrem de precaut. Și da, pentru doamne și domni inclusiv, această energie foarte frumoasă, nouă de monede și împărăteasa, dar energie feminină, independentă, abundentă, mai mult sau mai puțin. Dar pentru, la nivel personal, e suficient, e satisfăcător. Am zis, dacă vreți să creșteți financiar, sunteți prea precauți unii dintre voi. Trebuie să îndrăzniți ceva, poate să puneți suflet, să căutați proiecte în care, și știu, raci care muncesc în situații care nu sunt tocmai convenabile din punctul lor de vedere emoțional. Acum, hai să mai vedem totuși ce este cu această împărăteasă și nouă de monede. Mai, ia stați un pic, deci aici la îndrăgostiții, după o perioadă de tăcere, vreți să vă implicați. Să munciți, să depășiți conflictele verbale, mentale, invidiile și să oferiți, iau, regele de cupe și împăratul, energie masculină, bărbat în control, împăratul, regele de spade, nu contează, un bărbat în control, raci pot să fie foarte, foarte controlați când vor, da? Nu prea exprimă dragoste uneori racii. Dar când vor, probabil că acum se vor decide să exprime dragoste, să o ia de la zero. Ia uite, trei de cupe să se întâlnească cu soarele vieții lor. Cu împărăteasa, aici este, de-aia a apărut pe orizontal. Pentru că trebuie să schimbați un pic felul de a vedea lucrurile și de a comunica. Mai dăm totuși pe împărăteasă. O clarificare pentru prezent. Justiția, mai ce chestie. Justiția. Acum vedeți, iar apare justiția. Sunt chestiuni legale. Poate unul dintre voi a avut de-a face cu balanță. Dar poate, interesant, E un mesaj pentru unele doamne, deși poate să fie și pentru domn, pentru unele persoane. Această stabilitate. Și nu doar stabilitate practică, financiară, dar și emoțională, că e și dragoste, că merge către împărăteasă, care reprezintă Venus, dragoste absolută, necondiționată, generozitate, vitalitate. Această independență a unora, doamne, și poate persoana la care vă gândiți unii domni, repet, această independență a unei persoane
este foarte mult blocată de o situație nedreaptă, o situație care ține de casă, de mamă, de maternitate. Sunt multe de spus, totuși pentru o etalare generală și colectivă, cred că am spus suficient. Ia uite, iar luna, iar chestiuni care țin de maternitate, de... nu, n-aș spune de feminitate. Ia uite, separare. Poate că a fost o separare între voi și acest personaj pentru unii dintre voi și separarea a adus confuzii și frici care trebuie depășite. Dar, chestiuni care țin de justiție. Ca să vă construiți independența și să aveți parte de abundență, iar probabil cu acest cavaler de monede, combin dragostea aici, în mesaj, combin dragostea cu alte chestiuni reale și importante. Trebuie să vă gândiți la un contract. Poate să fie la locul de muncă. Sau, iar, chestiune de act, vânzare, cumpărare. Acasă, eu știu, sunt chestii, lumea, mai dăm pe... Trebuie să aveți răbdare în acest nou capitol, pentru că sunt multe decepții de vindecat, multe lacrimi și în viața voastră și în viața lor. Și aveți de-a face cu Steaua, unul dintre voi persoană publică, probabil, da, dar trecând peste acest potențial... Poate sunteți amândoi. Dar trecând peste acest potențial, Stea înseamnă vindecare, înseamnă destinul vostru, misiunea voastră. Este să mergeți în relații care oferă dragoste, în care vă bucurați de dragoste. Dar trebuie să mai aveți ceva răbdare, să vindecați eventual sentimentul, cum am zis mai devreme, de abandon, dorul de cineva, un alt capitol în care lucrurile n-au mers, chestii, sunt chestii. Mai dăm și pe asul de monede. Asta? Faetonul! Nu obligatoriu sunteți voi, dar poate să fie... Ai și mama răniților. Mama răniților. Aici sunteți voi, regina de cupe sau un alt semn de apă. Sau dacă nu e alt semn de apă, cineva cu marcaj puternic în semn de apă, care vă înțelege, care empatizează, care, da, vedem, cavalerul de cupe, valetul de cupe... Asul de cupe a tot apărut. Mai, dragostea e prin jur, numai să vă gândiți și voi, să simțiți, să vă direcționați. Faetonul merge către Stea, către destinul său. Aici este. Trebuie să acționați. Aici e stresul mare. Al unor araci, pentru că știm. Mai, cine n-a avut de-a face cu raci, nu știe. Cine știe, știe. Ne. Asta e. Dar e frumos până la urmă. Asul de cupe, dragii mei. Dacă luați hățurile în mână, dacă vă puneți la volan, faeton înseamnă și mașină, poate unii vreți o nouă mașină? Glumesc. Poate, de ce nu, e dreptul vostru. Dar asul de monede și mașină. Și vă stresați. Dar, hai, trecând și la acest potențial. Dacă e, așezați-vă, domnule, la cârmă, eu știu ce, nu-i vapor, e mașină sau trăsurică. O să aveți victorie, faetonul înseamnă și victorie, veți reuși în acest proiect, în această nouă relație, dar să alegeți din suflet. Și nu uitați, nu excludeți răbdarea. Da? Pentru că aveți multe de vindecat și voi și partenerii voștri divini, parteneri, partenere. Nu uitați că iar avem healing, apropo de vindecare, și union. Și doi de cupe, sunteți nebuni, Doamne, două suflete care se vor întâlni, se vor vindeca unul pe celălalt, dar până vă întâlniți, până vă vindecați, până vă simțiți bine împreună, trebuie să se întâmple și uniunea în voi, între masculin și feminin, da? Acolo trebuie să vindecați. Și dacă ei nu știu, faceți voi ce trebuie să faceți ca să le proiectați această vibrație și să-i ajutați în vindecare. Dacă voi nu știți, poate că știu ei. Însă, ce frumos! Mai hai că îmi vine să
Vai, ce frumos! Ia uite, regina de cupe și steaua, vindecați! Poate cineva v-a rănit, într-adevăr. Da, v-a rănit, v-a întârziat un pic misiunea spirituală, da. Trebuie să... Vai, iubiți! Trebuie să iubiți, rămâneți în dragoste. Ascultați Rumi, citiți versuri de Rumi, de Hafez, Khalil Gibran. Vindecați-vă, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau, nu mi-am făcut unghiile că lucrez în grădină, am treburi multe, vă pup, pa!